Reducerile vor fi cuprinse între 20 și 50% și în ciuda faptului că erau anunțate să intre în vigoare începând cu 1 aprilie, a fost necesară o recalculare conform legii în vigoare, motiv pentru care nu s-au stabilit prețurile finale până în acest moment. Este adevărat, câteva dintre ele se vor și scumpi pentru că la această ajustare de prețuri se va ține cont și de nou curs euro-leu și dolar-leu, dar cele mai multe dintre medicamentele existente în listă se vor ieftini chiar și cu până la 50%. Aici fiind vorba în special despre medicamentele care se eliberează în programele naționale de sănătate. Principalul beneficiar al acestor ieftiniri va fi bugetul de stat, întrucât cele mai multe din aceste produse nu erau cumpărate direct de către bolnavi. Modificările prețurilor vor fi resimțite și de către anumiți bolnavi care vor plăti mai puțin bani pe medicamente. Aceste persoane nu plăteau până acum niciun leu la pentru aceste medicamente, drept pentru care ei nu vor observa direct, dar bugetul va precizat acest lucru și implicit cu economiile făcute, să sperăm că se vor introduce noi produse în listă. Farmaciile, producătorii și distribuitorii de medicamente vor fi astfel obligați să scadă prețurile, iar cei care nu respectă legea riscă să fie sancționați contravențional sau să piardă contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.